Încă mai explodează chestia asta. Arucame, fratele vostru, Dalis aici cu un nou episod din Battlefield 5. Continuăm seria de single player. Nu uitați, dacă vă place această serie, să lăsați un like. La 20 de like-uri o să postez un nou videoclip cu continuarea și să-mi spuneți cât de mari doriți să fie aceste clipuri. Undeva să-l fac tot așa la 10-20 de minute sau să trec de 40 de minute. Sau dacă doriți, putem face pe live-uri, putem face live-uri de o oră, să zic așa, în care să ne jucăm. Și nu uitați să lăsați comentariile, cele mai bune 5 comentarii, o să le postez în videoclipul următor, cum veți vedea și în acest videoclip o să fie postate 5 comentarii, cele mai interesante. Așa, o să încerc să iau pe ăștia pe la spate, unul câte unul. Nici nu o să știe ce i-a lovit. Așa, avem o casă abandonată aici și acum... Hop, 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 hop. Nu ne văd aia, nu? Cred că m-au văzut. Nu, nu m-au văzut. O să încerc să-l iau pe băiatul ăla. Nu-mi place pentru că ei știu unde mă aflu. Ceea ce e foarte ciudat, adică bă, te-am luat aici cu sniperul, nu trebuie să știi unde sunt, nu? Bă, băieți, treaba nu e așa simplă, am făcut misiunea asta, cred că de două ori am încercat să o fac și fiind prima, fapt a doua misiune este destul de grea. Cel puțin așa mi se pare mie. Așa, nu m-a văzut, ba m-a văzut acum. Bate capul, băiatul meu. Hai să intrăm aici. Cred că acum au văzut băieții. Mamă, dar foarte greu se trage cu asta. Îmi place cum zbor frunzele. Hei, salut! Mă dau de aici pentru că o să facă un mare boom. Te fericit mare băiatul ăsta că a explodat bombele de data asta. O să încerc să ocolez, data trecută m-am dus fix pe acolo și acolo sunt o grămadă de soldați. M-au prins la mijloc. Multe avioane aici pe cer. Sper că nu mă vede nimeni. Nu mai știu de pe ce puneam binoclu. De pe Q-ul puneam.
O să le merg pe aici, pe la spate. Au, au, au. Sper că n-am aruncat cu grenadă. Avem doi oameni acolo. Am auzit, n-am putut să fiu prea... În fine, măcar nu au apucat să tragă mine deloc. Mai era unul pe aici, nu? Oh, trage de pe acolo, trage mine. De la acolo. Nu sunt așa un lunetist prea bun, așa că nu prea... Nu prea eu mor din prima. Urcăm aici, punem și bomba aici. Hai să le schimbăm repede pe arma asta. Aștept să văd ce se întâmplă. Bum! Și acum fugim cu mașinuța. Bă! O, pot să vă știi în spate. Wow! O să mergem către următorul obiectiv. Mamă, m-am lovit aici de un palmier micuț. Așa, am ajuns la următorul obiectiv. Să vreau să văd întâi, să vedem câți soldați sunt pe aici. Avem pe băieții acolo. Obiectiv acolo. Așa. Și în chestii, avioane, multe. Să vedem cât de bine mă pot ascunde. To make sure none of the supplies here get put to use. Oare pot să le iau pe stapul la spate fără să mă vadă? Bine, să nu, nu el, să nu mă vadă restul. O, mai e unul acolo. Ăla s-a întors. Și șansa mea. Iau pe sta. Mai e unul acolo în față. E cu fața la mine, oare m-a văzut? Am preferat să trag în aia mai bine decât să stau acolo. Hai să fugim puțin. Aaa, sper că pot să ajung sus, să nu mă înțepenesc. Acum să reușesc să-mi schimb poziția. N-am știut că... Băi, nașpa că băieții ăștia știu unde sunt. Deci în permanență ei știu unde mă aflu. Odată ce te-ai arătat fața,
Ei sunt pe tine. Văd că, uite, mă tot duc încolo, deci ei nu ar mai ști poziția mea. Ok, l-am luat pe ăla, l-am luat și pe celălalt. Ah. Mai este vreunul? Mai era unul acolo? Așa, plantăm o mică bombă și aici și acum pot să iau la fugă liniștit. Bum! A făcut bum, baraca. Wow! Încă mai explodează chestia asta. Am zis eu că iau pește așa pe la spate, fără să mă vadă nimeni, liniștit, să mă ascund chestii, dar nu prea merge în jocul ăsta pentru că NPC-urile te descoperă instant, știi unde te afli. Și pentru asta ți-o cam ei mereu, de oriunde te ascunde tu și oricât ai stat în spate. Ceea ce... Păiți ăștia. Ei, avem unul. Nu asta, nu asta. Armă următoare, așa. A, nu, 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 o să păstrez asta. O, oh, l-am ratat pe ăla, mă. Mai unul acolo sus, ăla mă vede. L-am luat, bun. Hai că vin ei la mine, deci nu mai trebuie să cobor eu până la ei. O, oh, dar rămân repede fără glanții, ceva enervant. Era unul aici, unde e? Am nevoie neapărat de gloanțe. Ce vreau să fac? Vreau să schimb arma asta cu asta. Asta era șmecheria de la început. Puteam să vin aici. Rezolvam toată problema.
Cred că am văzut sniper mai bun, da, era mult mai bun ăsta. Deci dacă știam, mă întorceam instant acolo și rezolvam eu problema direct. Băieții ăștia. Nici alarma nu mai cârie. Nu pot să mă încarc de aici? Nu, n-am ce să încarc. Hai să mergem în bunker. Agi își ia chestii ca să-l ajute pe bătrânel. Ca cu o dedicație specială. Ok. 700 de metri în direcția aia, păi bă, oamenii, o să opresc aici și cred că ăsta e al doilea episod, data trecută am zis că acela era al doilea episod, însă am uitat să pun intro-ul jocului unde ne prezenta jocul, în mare parte. Pot să mă opresc aici cu acest al doilea episod din Battlefield 5, campania de single player. Nu uitați să lăsați like dacă vă place ceea ce fac și mulțumesc tare mult celor care au reușit să stea până la sfârșit, pe care nu i-am plictisit atât de mult. Nu uitați să lăsați comentarii, cele mai bune 5 comentarii o să apară în videoclipul următor. Și dacă nu ați făcut asta deja, subscribe-ul cu clopoțel mă ajută tare mult. Așa că vă pupă, fratele. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.